Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bogdan Pasără și de la această oră vă invit la Chindia Hermannstadt. Suntem în etapa a treia din play-out-ul Superligii. Suntem în direct cu stadionul Ilie Oană din Ploiești, la minut al prelungirilor. Start așadar în Chindia Hermannstadt. Se anunță un meci echilibrat, așa cum au tot fost partidele din acest play-out. Spuneam că e posibil ca la finalul acestei luni Chindia să joace acasă la Târgoviște. Din defensiva lui Hermannstadt, e blocată de Picianu și vine un șut de la mare distanță, Ahmatov. Recuperarea celor de la Chindia și iată-l pe Daniel Popa, scapă singur cu Letița, Daniel Popa și Letița, este gol! Daniel Popa, că tot vorbeam de el, așa cum a înscris în septembrie 2020, o face și acum, după un sfert de oră de joc, iată Chindia, practic la, hai să-i spunem, prima acțiune cu adevărat periculoasă, trupa lui Toni Petre reușește să deblocheze tabela. Letița cercat să evite golul, a și atins mingea, dar cele din urmă este 1-0, eroare uriașă a lui Picianu. Lansat excelent Daniel Popa, un dribling în lateral, părea să nu mai aibă control asupra balonului acolo Daniel Popa, dar găsește această traiectorie câștigătoare. Repet, mingea este atinsă și de Letița. Și este 1-0, gol marcat de Daniel Popa. Antoche a apărat prima bară. La un Hermannstadt Chindia, 1-1 în ianuarie 2021. Daniel Popa și gol! Dar no, este offside. Corinius, da, Paraschiv, minge prelungită pe spate, inteligent a jucat acolo Călin Popescu și vine șutul lui Gabi Iancu. Paraschiv nu mai este același ca în prima parte a campionatului. Iată aici o ocazie importantă. Căpușe are în total două goluri marcate în Superliga, unul cu Hermannstadt, celălalt cu Mioveniul. Neguț, cercat o rezolvare pretențioasă. Bit Popa, foarte inteligent, trimite mingea. Balaure, atacat de Neguț, Balaure, șut bun de la cabine jucătorii lui Mădălășanu. Revedem execuția bună a lui Balaure. Mingea mușcă din gazon, Tăbuzi este atent și reușește să respingă încă un șut. Iancu vine cu centrarea, Butean pe bara a doua și intervenția lui Căbuz. La astfel de momente statice ale jocului, Ahmatov pentru Neguț și intervenția lui Letița este formidabilă. Ce ocazie imensă are Neguț. Letița o ține pe Hermannstadt în viață în această partidă. Incredibil de liber. Iată cum primește în interiorul careului Neguț. Pentru puțin timp însă, iată-l pe Popadiuc. Popadiuc caută culoarul pentru șut, îl găsește. Mingea aia cam țopăit. Cred că acest lucru l-a deranjat pe Popadiuc. Iată, o minge aruncată în careu și Căpuz intervine. Să vedem, solicită gol cei de la Hermannstadt. Mingea a trecut de linia porții, a depășit cu toată circumferința.
Sigur, unghiul de aici pare că a intrat în poartă, dar nu cred că este cel mai bun unghi. Va fi o fază analizată în camera VAR. Esteban Orozco, Victorie Căbuz a avut însă prezența de spirit și a făcut tot ce a depins de el. Hai să vedem. E gol. Răspunde cu aceeași monedă, numai că... Oh, este gol! Opruț! Dă lovitura în prelungire, execuție superbă a omului de național, Raul Opruț, cu execuție superbă, integralist în partida României câștigată pe arena națională cu Belarus. Opruț marchează super pentru 2-1. Revenire de senzație a celor de la Hermannstadt, de la 0-1 la 2-1 pentru echipa lui Marius Moldărășanu. Marchează Raul Opruț la capătul acestei faze. Iată, este acolo Bărbuț și cred că Butean aruncă această minge. Dă din prima Raul Opruț. Sigur, Atanase vine târziu să închidă acel culoar și când vine, vine de pomană, pentru că deja Opruț expediază acest șut, plasează excelent Raul Opruț. Superliga vă este oferită de Superbet.